Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod aici cu Lupi, mă! Suntem în perioada de iarnă, de transferuri. Am zis hai să mai încercăm încă o dată să vedem dacă au mai reparat ăștia de la EA Sports niște mici bug-uri care se tot întâmplau în această perioadă de iarnă, unde pur și simplu nu mai găsești jucători la care să le expire contractul. Sunt foarte curios, într-adevăr, poate că nu este cel mai bun career mode, având în vedere că mare parte din shortlist-ul meu este numai portughezi și câțiva brazilieni, așa, aici, colo. Dar sunt curios, oricum nu contează neapărat această perioadă de transferuri, pentru că desigur este a doua parte din acest sezon de acum încolo, unde ne vom juca, ne vom distra și desigur să sperăm că vom câștiga. Cum desigur și eu sper să câștig cât mai multe like-uri la acest video. Hai că e și frumos. Desigur, m-aș bucura și vă rog frumos, nu vă fie frică, dați click acolo pe butonul ăla de like. Hai să ajungem 150 de like-uri la acest career mod mirobolant cu Wolverhampton Wanderers, cu Lupi, mă. Și desigur, hai să vedem aici pe calendar. Hai să zic că simulez peste meciul ăsta de cupă cu Chelsea, unde pierdem 1-0, deci returul ăsta trebuie să jucăm. Și să vedem, acum, opa, nu la squad hub, ups. Să vedem dacă sunt jucători la care le expiră contractul, care desigur am eu aici pe shortlist. Începem așa. Ia să vedem așa pe 3 de turbo. Desigur, vedeți că am un shortlist relativ mic, o să vedeți că mare parte din ei sunt portughezi și așa, hăpt aici colo, aici colo, câte un brazilian. Că am zis că, bă, știi ce, și brazilienii vorbesc că portugheza și, hei, e pe acolo, știi, hint, hint, închideți și voi un ochi, vă rog frumos. Într-adevăr, ia uite, niciun jucător nu avem aici la care să expire contractul. Pe de altă parte, este și cumva, da, de așteptat, să zic așa. Dar, într-adevăr, un lucru, ceea ce văd, sunt foarte, foarte bune prețurile și, într-un fel, parcă și așteptam să fie așa. De asta nu prea îmi place perioada de iarnă și că vreau să fie provocare, în sensul în care și așa am făcut în vară niște transferuri, mai ales cu portarul unde am sărit puțin calul. Dacă nu luam pe portarul ăla, era 100% posibil realistă. Dar, raportat și la ce vânzări de jucători am făcut, poate e un pic realist, nu știu voi ce părere aveți. Dar, da, revenind la subiect, vedem aici sunt mulți jucători, uite, care aș putea lua direct la valoarea lor, ia cum ar fi Rafa Leao, care, ia uite, market value de 77 de milioane jumate și asta aș putea să obțin pe el dacă aș intra în negocieri în momentul de față în perioada asta de iarnă, deci vă dați seama. Dar nici eu nu știu dacă să cumpăr sau nu să nu cumpăr, am 40 de milioane buget. Oare să cumpăr totuși așa ceva rezervă? Aș putea să mai vând ceva jucător și să-mi cumpăr măcar ceva rezervă de câmă. Ia uite că nu am o rezervă de câmă. Vezi? Da, mă. Știi ce? Asta o vom și face. Poate reușesc să mai vând ceva jucători și îmi voi căuta o rezervă de câmă. Gata. Ia uite. Plan făcut. Perfect. L-am împrumutat pe Hoever la AZ. Ok, super. Foarte bine, vin acum ofertele pe Ruben Neves, păi cum? El e cel mai șmecher din parcare. Păcat că a ales să meargă la Arabi, na, pe o parte îl înțeleg pe partea financiară, dar omul chiar era acum în acel moment, în acel boom de formă și de toate cele care, na, chiar erau și interes. Era interes pe el pe piața asta de transferuri de la echipe mari, Barcelona, Real Madrid, mă rog, Real Madrid nu, Barcelona și în alte echipe din Premier League care, na, poate nu îi ofereau suma asta mare ca și salariu, dar în timp poate ar fi ajuns acolo și mai ales cu bonusuri cu Champions League-ul și cu toate cele, da, ar fi făcut treabă. Doamne, ce oferte vine! Uite, aș putea să cer 90 de milioane pe el. Doamne! Și nu, Jimenez, nu-l vând. Am zis că îl păstrez măcar sezonul acesta. Vreau să rămână cu noi pe Cileanu așa un sezon, pentru că na, este un atacant clar, foarte important Lupilor și în realitate. Și ferească Sfântul, am făcut egal și pe care am pierdut Reading în cupă. Wow, bro, wow, really, serios, doamne, prima parte, ia uite, pierd și cu Aston Villa, ce se întâmplă cu echipa, mă, bă, ce se întâmplă cu echipa,
Ce bine am început acest sezon, victorii, tot, nebunie, distracție. Și acum picăm în cap, bro, picăm în cap. Hai că vi-l dau short loan, iau de la River Plate. Mamă, ce-mi place. Foarte frumos această ofertă. River Plate, ia ce tare. Dar numai că l-aș fi păstrat totuși pe Corbeanu, că îl reprofilez pe o altă poziție, știi, vreau să reprofilez pe Cam, având în vedere că nu joc cu RM și nici cu RVLV, unde el s-a reprofilat foarte repede. Dar un loan de la River Plate parcă n-aș refuza. Mă gândesc că ar juca acolo, dar totuși și River Plate este echipă chiar puternică. Dar, poate. Hai să vedem, avem aici un meci cu Chelsea. În Zăcupă, hai să vedem dacă ne descurcăm și facem remontada. Rețin că data trecută oare ce am făcut în cupă cu Chelsea? Am pierdut 1-0, da, pierdut 1-0. Hai să facem remontada, să sperăm și desigur să avansăm măcar în cupa asta, dacă în cealaltă cupă ne-o scos Reading, Doamne. Asta este, hai să vedem aici cum ne vom descurca. Îl vedem aici prin plan pe Enzo. Nu, minutul 3, mă rog, 4. Penalti, minutul 4. Ce ați făcut, mă? Stai, dreapta? No. Ce fan a dat-o. Cum s-a încleat așa pe dreapta, pe a dat-o în stânga. Bravo, Havertz, a executat aici ca și Ronaldo brazilianul. Execuție perfectă. Dar, Doamne, cum? Băi, zici că l-am pe Pepe în apărare, frate. Cum? Penalti, minutul 4, bro. Vai. Bă, dacă luam pe Pepe, râdeam la faza asta, nu-mi părea rău, să zic așa, dar având în vedere că nu l-am pe Pepe în apărare, zic, bă, fraților, ce-ați făcut? Opa, din nou, aici ai Nori, ai Nori, ai de Nori, ai, ce-ai făcut, bro? Ce-ai făcut, bro? Băi, ce le joacă Havertz, Mason Mount, 2-0, minutul 11 pentru Chelsea. Fa, ni se neacă cu răbile. S-a mai bine zis, de fapt, sincer să fiu, nu am nicio asemănare faza cu lupi. Să zic, ce dracu, mi s-au necat lupi. Da, offside. Ok, stai un pic, aici posibil să fie o fază interesantă de atac. Îl avem aici pe Guedes, zi și viitorul Cristiano Ronaldo. O pasă foarte frumoasă către Raul Jimenez, care, ce ușor l-a depus de Koulibaly. Așa, parcă puțin a ridicat piciorul Koulibaly și parcă așa un force field de ăla, ca și în Star Wars, s-a făcut acolo și rip. Ok, hai să vedem aici Silva, apărătorul nostru, că o să-ți la neto, foarte bine. Oi, din nou Koulibaly. Făi leu Koulibaly, mă, nene, mă. Mă știe, mă, Koulibaly, n-ai ce. Și Koulibaly e un alt jucător care desigur s-a transferat în Emiratele Arabe. Doamne, câți jucători s-au transferat și cine știe cât se vor mai transfera în Liga Arabă. Chiar îs curios. Și wow, dintr-o dată flare final. Nicio altă fază. Wow, serios? Dar asta este final de drum pentru noi în cupă. Tristuc, dar într-un fel realist. Cred că și în realitate Chelsea ar scoate-o pe Wolverhampton din cupă, dar nu se știa, având în vedere că totuși Chelsea e Chelsea. Dar wow, fiți atenți ce se întâmplă, ce surpriză aici, că am ajuns până în semifinale. Nici n-am fost atent că sunt semifinale, lol. E Manchester City cu Luton Town și au pe agregat 1-1. Cum ar fi Luton Town, care, by the way, și în realitate a reușit să promoveze în Premier League, fraților. Deci Luton Town, așa, surpriză. Nu? Luton Town, parcă e surpriza care o promovat în Premier League. Ia uite ce vor face acum ăștia, mă. Ok, și Corbeanu se duce loan la River Plate. Îi urăm mult noroc și să sperăm că va evolua mult și bine și că va veni înapoi a căsucă fresh și puternic. Într-adevăr, pe Neto tot încerc să-l reprofilez pe Cam, dar numai nu-mi iese. Cred că jocul a jucat mai mult pe Podens și având în vedere că în momentul de față Neto are o chestie de asta nasoală de evoluție,
Vedeți că e așa cu roșu, ia form bad, mai bine spus, mi-arată 13 săptămâni. Nu, am să risc și să lăs până pe finalul sezonului, că mi-ar place ca Neto să fie acolo pe cam, e tânăr portughez, 22 de ani, am încredere în el că e ceea ce trebuie, să spunem așa. Ok, și o victorie acolo cu Leeds, mă bucură foarte mult. Și ia uite că n-am reușit să vând jucători și nici să împrumut, că am pus totuși câțiva jucători acolo pe ăsta pe loan. Dar n-a fost să fie. Asta este, mă rog, Corbeanu, bravo lui. Bun, hai să vedem. Deci, per final avem 40 de milioane. Hai să căutăm un mijlocaș de rezervă, un CM, așa, pe 40 de bețe. Trebuie să găsim ceva, vă dați seama. Bun, hai să vedem. Cum? L-avem așa. Pe Gedson Fernandes, un pic scump, dar ar fi mișto, că 24 de ani trebuie să evolueze Cinquinho. S-a dus în Belgia, la Ghent. Interesant. Ok, Sergio Oliveira. Mai țineți minte pe omul ăsta? Uite cu zâmbetul lui. Hint, 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 în acel career mod. Hint, hint, unde ai volat? Mult, mult. Da, el e. Dar nu cred că le iau pe el. Mi-ar place Uribe, dar e columbian, nu ne intră în sistem. Ia uite, ăsta ar fi foarte, foarte ieftin. Ar fi așa la fix, știi? Pe buget. Ia uite, 6-7 milioane, hai 8. Acest Seca. Mă gândesc, nu știu cum se pronunță numele. Seca. Și cred că el o să fie. Cred că îl iau pe Seca sau să-l iau pe Oliveira. 79, cât ai tu? 30 de ani. Seca are 28. Așa vedem, Night to Pace Classic și Xeca, ferească Sfântul, 48. Ok, Oliveira, ia vino tu aici, măi nene, mă. Avem nevoie, într-adevăr, de un mijlocaș de rezervă și Oliveira mi-a făcut așa cu ochiul, mi-a adus aminte de acele career moduri și zic, știi ce, bă, ai dreptate. Hai mă să vedem dacă facem și noi de ciorbă. Poate vă ofer așa ceva jucător la schimb, dar să fiu zice, nu știu ce să vă ofer, că până și pe juniorii ăștia, parcă aș vrea să încerc așa să-i dau loan pe undeva și cine știe, poate evoluează, poate nu, habar n-am. Hai că vi-l dau pe Harvey Griffiths, 500.000 de euro și 15 milioane așa, ca o sumă de start. V-ar trebui atacant, ați fi interesați de Jimenez, dar bravo, no. Deci atacanți l-ar trebui le, da. Băi, vi-l dau pe Fraser ăsta. Vi-l dau pe Fraser și fix 17 milioane, cât este suma respectivului. Da, ia uite că ar fi interesați de Fraser și până și bănuții sunt acolo. Bă, știu eu să negociez, bă, de ăsta, lup bătrân aici, știu, bă, cum e cu vânătoare, șef de haită, mă. Perfect, și așa mai scăpăm de un junior de ăsta care oricum nu prea ne-au venit oferte pe el. Și ia uite, e perfect. Oliveira vine practic pe cât scrie acolo, pe market value, plus respectivul junior. Ok, hai să lăsăm importa, dacă nu mai importa, vrea, cine știe, poate jonglează acolo cu una din aia din mijloc. Ok, așa de regard. Bun, idee, chiar mă surprinde. Văd că au mai reparat puțin salariile, că până acum când eram în Premier League, frate, îmi dădeau ăștia niște cerințe salariale și mă refer și cu echipe mici, când eram cu FCSB și cu toate cele. Frate, nici nu puteai negocia oferte de alea mare. Am zis eu că era un bug ăla în career modul ăla cu FCSB și am avut dreptate, uite, deja altfel aici. Oricum, da, face și noi un transfer în această perioadă de iarnă, este desigur Sergio Oliveira, un mijlocaș interesant care am mai avut noi de a face cu el pe vremuri, dar într-adevăr atunci am și jucat destul de multicel și el, ba nu, care 30 de ani, el pe atunci avea 33-34 de ani și era până la 83, 42, overall, na, mă rog. E bine, e bine, acolo de lot, e portughez, știi cum zic, e un transfer reușit, zic eu așa. Bun, hai să vedem. Îl voi scoate pe Cody, că am deja avem deja un CB acolo, este desigur Kilman. Super, perfect, și așa vom opri perioada de transferuri. Adică, mă rog, mai simulăm aici puțin orele, că cine știe, poate vine ofertă de loan sau ceva.
dar mă refer că eu clar nu cred că o să mai vând și respectiv nici nu o să mai cumpăr niciun jucător. Mi-am luat un KM, e bine, e frumos, e chileanu, tic-tac. Și cum am revenit la treburi serioase, adică la campionat, s-a terminat și cu transferurile. Ia uite din nou un match versus Chelsea. După dezastrul acela în cupă, haide, vreau acolo să-mi iau revanșa pentru public, pentru fanii Wolverhampton și să câștigăm măcar în campionat în acest match versus Chelsea. Let's go, let's go. Acum, altfel, deja știu și că am o rezervă ca lumea quality acolo de KM pe banca de rezerve, care mai mult ca sigur de-abia așteaptă să-și facă așa prezența simțită pe teren și o va face ușor, ușor. Dar hai să vedem. Ok, ia de aici, João Félix. Ia vezi mă, și João Félix ar fi mișto așa de viitor. Oi. Nuri, bravo, bro, bravo, bravo. A fost periculos acolo Sterling cu viteza lui. Băi, nene, toată Sterling ăsta are o viteză. Ai un true ball. Aproape, Guedes, aproape. Să vedem aici ce ne dă Nunez. Măcar am mai mulți jucători aici în careul celor de la Chelsea. Facem un stop. Neves, pasă superbă către Renato Sanchez. Uai, Koulibaly. Băi. Koulibaly, frate, băi, ce le joacă! Ai. Îți dai seama cum ar fi o apărare cu Koulibaly și Virgil van Dijk, cel puțin în FIFA? Wow, am doi înalți, am doi așa cât, ca două stânci, știi cum zic, Stai. Este, mă, ia de aici și fix lângă Koulibaly, care culmea are numărul 26, poate de aia tot... tot reușește așa să ne bată. Dar în sfârșit, minutul 31, foarte bine aici Guedes, omul nostru care, să fiu sincer, ar trebui să-i dau lui numărul 9, nu-l mai merită Raul Jimenez. El ar trebui să fie al nostru număr 9. Da, cred că asta voi și face Guedes. Știi ce? Primești numărul 9 că nu-l merită Raul. Să stăm pe că Raul e 27, nu? Ce dracu e numărul 9? Opa, o șansă foarte mare aici, o șansă foarte mare pentru Chelsea. Diogo Costa, ce faci? Ce ai făcut, mă, nene, mă? Fiți atenți aici. Stai. De ce mi-arată? Arată golul? Nu mi-arată? Nu pot să dau reluarea ăsta la golul Sterling. Ok. Asta să văd. Poate la final, dar nu, că nu cred că mi-arată. Ba, aici, gata, clasic FIFA. Bun, deci hai să vedem reluarea fazei, da? Ok, aici João Félix a dat-o frumos, prostul ăsta, în loc să o prindă în brațe, adică nu pot spune că a fost șutată sau ce, adică ia uite cum a pus piciorul în pământ, mai mult așa cumva deviată, știi, adică ia uitați, știi, adică nu o șutează, o deviază către poartă, aici clar putea să o prindă în brațe ăsta, dar a decis că nu și da, merge, ia uite cum merge mingea așa, direct spre adversar. Clasic FIFA, dacă a jucat Ultimate Team, știți despre ce este vorba. Și aici îl avem pe Sterling. Sterling care, ia uite cum execută și pe colțul ăsta scurt unde, bă, ia uite cât timp ăsta Costa, îl vede, îl știe, știe că numai acolo poate să șuteze, că în altă parte nu are cum. Și el ce face? Se întoarce în cealaltă direcție, deci fix opusul mingii și uite ce face. Uite la el. FIFA. Doamne. Da, Diego Costa. Bă, e retardedor să-mi... Bă, stai, am văzut bine 20 de goluri, 25 de meciuri, Sterling, 20 de goluri în 25 de meciuri. Ești nebun. Cât de tare. Ok, de ce ne vezi penaltiurile? Adică l-avem pe inegalabilul Jimenez. Da, el e numărul 9. Nu știu ce mi se promie că numărul 27. Ok, hai să vedem.
Gol! Gol, 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 gol! Raul Jimenez! O, dar și ce interesant a dat această lovitură de 11 metri. Parcă și eu aveam emoții. Bun, nu, 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 nu. Ce ați făcut, mă, pe penalti minut 85? De ce? De ce? Da, mă, de ce? Dic penalti pentru Chelsea. Vai, nu pot să cred. Cum e jocul ăsta? Cum e jocul ăsta pe highlights, bro? Și e fluier final egal cu Chelsea. Doamne, mă, nu! Chelsea, mă! Hai de capul meu, penalti, bă, bă! Frate, așa pe final, penalti, hai, ce rasol! Ce rasol! Păcat, sincer, păcat! Oaleu, jocul ăsta, mă, cum e câteodată! Marea schimbare se întâmplă. Numărul 9 este pasat așa în mijlocul sezonului la Guedes și atunci Raul Jimenez. Tu ce, ce număr? Ce număr să-i dăm la Raul? Numărul 8 așa de mijloc. Și sincer nu știu. Chiar nu știu ce număr să-i dăm lui Raul. 22? 22. Hai să fii tu 22. Nu știu ce am dat numărul 22, dar de ce nu? Știi cum zic? De ce nu? Oricum, ce important s-a făcut. Guedes e al nostru număr 9 și merită, mă bucur. Bun, hai să vedem. Avem aici, ia, meci cu Manchester City. Meci greu. Și îmi place, ia uite, victoria acolo cu Bournemouth. Dar în rest, ia uite ce destul de liber este acest... această lună. Doar două meciuri și parcă văd că dau pe următoarea lună e plin. Sau nu? Ok. Ok, Manchester City. Let's go. Avem aici meci de meci. Manchester City, cum îmi place mie să-i spun, dar, na, azi dăm key highlights. Lego! De-abia aștept să vedem. Hai să vedem meci cu Manchester City. Bine, chiar mă gândeam că s-ar putea cu următoarele videouri de gameplay să le fac cumva editate, știi, cu pauze și așa și direct să ne trezim în meci, știi, să mai tem din acest timp morți în care eu trebuie să dau skip și toate cele și totodată să lăs puțin mister în legătură cu overall-ul jucătorilor, că așa, ia uite, pac, intru acolo, știi, dau highlights, nu știu ce, skip, nu, cum ziceam, acei timp morți, dar totodată când intru acolo, știi, se vede overall-ul jucătorilor și atunci parcă nu mai are așa farmec statistici și evoluri, știi? Bine, că poate de-a lungul timpului mai uităm noi așa ce overall a avut ăla, ce overall a avut și ăla la alt, știi, și zice, ia mă, evoluție de plus 2, am crezut că numai unul a evoluat, știi, și de fapt evoluase poate mai mult. Na, mă rog, zic și eu așa ca și o idee pentru voi în comentarii să-mi răspundeți ce credeți că ar fi mai ok. Ia uite-l pe Raul! Băi, ce frumos a apărat Ederson! Ați văzut pe Ederson, mă, ce reflexe și așa cum a țopuit! Băi, nene, bravo, bă, Ederson! Dumnezeule! Da, rip! Minutul 43, încă o ocazie pentru noi, pentru Wolverhampton. Ia să vedem. Raul, na, într-adevăr, nu pot să mă duc de acolo cu Raul, că e foarte greu e omul. Dar încercăm o centrare. N-a ieșit centrarea, nu-i bai. Aici, foarte bine. Sanchez. De la Sanchez. Sanchez! Ai, ce frumos era de intra aici în poartă. Haide, bă, Sanchez. Aici era momentul tău, bro. To shine, să sclipești. Să strălucești. Eu treci pe ghibul de Haaland. Mașinăria de gol. Uite-l cum fuge. La Foden, înapoi la Haaland. Ui, am încercat acolo să iau mingea, dar n-a reușit. Di Lorenzo. Ui, Bravo portar. Uite că mare zâng că este la Manchester City. Când am văzut Palmiron că a venit și el la Manchester City, atunci am crezut că l-au vândut pe mare, știi, și l-au luat pe Almiron ca și o rezervă, cum Almiron joacă la PRV, dar de fapt mai joacă și cam. Na, oricum. Așa. Și flare final! Deci, serios? Flare final? Minutul 90?
Da, 0-0 cu City. Bă, sunt de acord, îmi place. Bravo. Cum se sau fură aici un punct cu City, eu zic că e bine-s. E bine-s. Cu City egal, știi ce, sărul mâna de masă, mulțumim de acel un punct. Într-adevăr, portarea a fost așa man of the match, să zicem așa, și Ederson cu acea intervenție, dar și al nostru Costa. Foarte bine. Bravo, băieți. Bravo. Am zis totuși, hai că simulez și câteva meciuri să fie acolo așa și un mai mult iz de realism și să lăsăm și jocul să decide, și până acum jocul a decis foarte rău, că am pierdut și cu Newcastle și cu Everton, măcar câștigăm cu Leicester. Brighton 5-0, foarte bine. Și vom juca meciul cu United. Până acolo am dat, am zis că totuși meciul cu United vreau să-l joc. Și da. Ok, meci de meci aici, Manchester United. Data trecută am reușit să scoatem mieprele din Joben și parcă să câștigăm. Sper să nu greșesc. Hai să vedem, de data asta dacă reușim. Manchester United solo run și este Osimhen cu acel solo run. Și având în vedere ce pace are acest jucător, da, eram foarte concentrat aici, că am zis nu pot să cred că îl prind din urmă, știi? Dar da, uite, că aproape că am reușit. Ia zi de mai aici, Guedes. Repede, frumos trubul, perfect trubul. Paulinho, Paulinho, nu știu ce reacționez ca un italian când vorbim aici de un portughez. Dar foarte bine aici Paulinho și Guedes, ce frumos acel, așa, trubul așa acolo, pac, frumos l-a pus, parcă cu mâna l-a aruncat acolo. Și desigur, Paulinho aici, omul nostru, 10 goluri în 18 meciuri, bine, bă, Paulinho, bă, ce transfer avem făcut aici. Deci vă dați seama ce atacant de rezervă de calitate avem aici, dacă omul ăsta în 18 meciuri a dat 10 goluri. Sunt curios Jimenez câte a dat, dacă a reușit ăsta în așa puține meciuri să dea atâtea goluri. Ia-l-ai, bă, pe Cristiano Ronaldo, zi și Guedes. Fantastic, ce sprint! Uluitor acest Guedes și este 2-0 pentru Wolverhampton. Bine, Guedes, ce sprint a băgat, băi, ești nebun. Hai. Hai, un corner, acest FIFA, foarte greu am dat goluri din corner, dar a mai fost și ocazie. Și, ai, dacă era la Maguire, deci dacă era tipul la Maguire, garantat și-o băga în poartă. Dar n-a fost Maguire, din păcate pentru noi. Ia zi de mașa, tot minutul 35 din nou un corner. Când și data trecută l-am dat un picuț cam încet, trebuie să recunosc, ia așa, că e gesta chip. Așa mai spate, n-a fost Neto, opa, Silva, ok. Foarte bine, Skriniar, ai. Penalti, e pentru United. Și minutul 90, penalti, dacă nu rog că avem două goluri avans. Deși dacă va marca Rashford pe centru scăriță, Oi, ce cât sânge rece a trebuit aici lui Rashford să fac asta. Și mi-am dat seama, prate, zic, când am văzut acolo, că m-am uitat la shoot bar, știi, la câtă forță de, și am văzut că nu m-am pătrat. Deja dădusem comandă să sară în stânga și am stat și am zis, așa încet, precis să o dă pe centru. Și apoi, da, prate, zic, mi-am dat seama. Dar oricum, da, nu contează. Este golul de onoare pentru cei de la Manchester United, pentru că victoria este a noastră. O victorie frumoasă care aduce 3 puncte foarte, foarte importante, dar, Doamne, cum joacă Guedes, ceva incredibil. Hai să te pe calendar. Asta să fie ultima lună? Da, e gata. Bă, ești nebun. Hai să vedem, avem aici un meci cu Arsenal și după care cu Liverpool. Hai să vedem. Hai că jucăm ambele meciuri și atunci lăs să simuleze Southampton și Nottingham Forest. Perfect. De fapt nu. Am stat și m-am gândit că totuși aș simula meciurile astea. Totuși, când am jucat eu, au jucat bine echipa, au și câștigat și am și văzut acum pe timer că m-am cam lungit puțin cu acest video. N-am vrut să fie chiar de jumătate de oră și uite că ne trezim că este jumătate de oră.
Dar, ia uite, foarte bine se descurcă echipa și fără mine. Victorie cu Forest, victorie cu Arsenal și un egal cu Liverpool. Băi, și fără mine. Wolverhampton joacă foarte, foarte bine. Ia uite că și rimează. Da, bravo, bravo mă lupilor. Uluitor. Dar vom lăsa misterul pentru episodul viitor. Care este golgheterul echipei care a dat cel mai multe asisturi? Am văzut pe parcursul sezoanelor. Paulinho câte goluri a dat. Guedes câte goluri a dat. Dar într-adevăr, oare unde se află pe clasamentul de golgheteri în Premier League? Care sunt statisticile jucătorilor? Care a evoluat? Care n-a evoluat? Și multe altele le vom afla în episodul viitor de statistici și evoluări. Wow, de-abia aștept să-l filmez, că tatăl îl filmez ea acum repede, opresc și filmez episodul de statistici și evoluări, că și eu sunt chiar foarte curios că nu m-am uitat. Chiar am încercat de multe ori să nu mă uit, ca și pentru mine să fie un mister și o bucurie când mă uit împreună cu voi la aceste statistici, care, vă zic, este o parte care chiar îmi place din aceste career moduri. Deci, da, ne auzim pe data viitoare, numai bine, pa, pa!